Bine mă regăsit, prieteni, din nou acasă, da? Și evident, în mijlocul realității românești, aia în care bătrânii sunt purtați dintr-un azil în altul, în care politicienii își dau demisia, dar nu înainte de a negocia un post, dacă se poate, de europarlamentar, un post călduț în care să câștigi câteva mii de euro. Pentru soțul, vă rog frumos să nu-i puneți bețe în roate, asta arată negocierea doamnei Gabriela Firia, doamnei cu du. Doamne. Da? Și am zis, mai să încercăm să o înțelegem pe Gabriela Firia. Da? Nu să o acceptăm în mod evident. Hai să înțelegem de unde până unde o fată, un om ca Gabriela Firia, ajunge practic să răstoarne o țară cu sus în jos. Bun. Pentru că e adevărat, trebuie să spunem, scandalul are alte nume puse în dosarele DICOT. Dar totul a fost focalizat către doamna Firea, Vrânceanu Firea. Și atunci eu am încercat să mă duc un pic pe fir. O să spuneți, domnule, vezi, nu da elemente personale. Ba da, voi da elemente personale și o să vă spun de ce. Atunci când te bagi în politică, nu-ți asumi doar aplauzele și schelelătuile și miorleelele de admirație, ci trebuie să asumi și niște chestiuni care țin de persoană. Atunci când vii și îmi spui, eu sunt foarte bisericoasă, eu mă uit repede la ceea ce zice biserică. Bă, nu zi eu dus la biserică, dar dacă zici tu, mă uit să văd dacă într-adevăr e așa. Dacă îmi spui că ești ministrul familiei, bă, mă, mă și în familia ta, fără supărare. Dacă tu gestionezi destinul a milioane de familii, păi este normal ca și milioane de familii, sau cel puțin eu, care am o familie, să mă uit către oare ce ai avut tu în familie. Pentru că aici nu mai vorbim de un om simplu. Un om simplu, un om obișnuit, indiferent ce meserie are până la politică, domnule, e viață privată. Am înțeles. Bun, dar dacă apar în presă, păi pot să iau din presă elemente care duc către, nu știu cum să zic, derapaje din viața publică. Bun, bun. Și atunci mă duc așa. Doamna Firea ne spune că este foarte bisericoasă, că a dat bani la biserică, este o adevărată creștină. Soțul ei, Pandele, vine și spune, domnule, de aia ai atacat. Poartă cruce la gât. Zice, Doamne ajută. Noi ăștia bisericoșii care dăm la biserici, care trimitem copiii, nu așa, dezvăluiri din ziara asta arată, să pupe moaștele. Cum de ni se întâmplă nouă toate astea? Păi mă uit un pic mai încolo. Doamna Firea a rămas, din păcate, văduvă. Doamne ferește să se întâmple cuiva chestiunea asta. Sigur că da. Dar parcă imediat, la câteva luni, s-a căsătorit cu domnul Pandele. Și aici cred că ar trebui să intervină popii să ne spună dacă e ok sau nu e ok. Nu dau eu verdicte, nu judec pe nimeni. Din câte am tot înțeles, ar trebui să treacă o perioadă un pic mai lungă, de un an, ca să fie totul în punghiile mele în regulă, pentru că nimic nu poate fi în regulă când ai pierdut pe cineva drag. Bun, după aia, doamna Firea da, vine și ne spune dintr-o dată despre valorile familiei. Aici eu am destui prieteni psihologi care mi-au spus, știi, când crești în sărăcie sau într-o familie în care alcoolul z, toate celelalte, există, sunt două posibilități. Atât. Una. Prima posibilitate. Și cei mai mulți către asta se îndreaptă. Înveți da? să nu fiu niciodată ca tatăl meu alcoolic. Să, fiu, să nu fiu niciodată scandalagiu ca nu știu cine. Sau, adică le înveți și le evit. Mai este și cealaltă parte în care te răzbun pe propriul destin din copilărie. Și aici cred că mulți politicieni, nu să vorbiți doar de doamna firea, cumva crescuți așa în, în niște sărăcii de alea, i-aș spune sărăcie culturală, sărăcie aia de familie în care poate nu lipsește untul din frigider, sau mulți pe timpul Ceaușescu. Poate ai un parizer cu o felie mai mult decât ăla la însă scandaluri, stresuri tigaie peste cap, sticle aruncate de pereți. Poate că. Da, mulți politicieni vin și se răzbună pe asta. Cum? Așteptând ca ei să fie cumva celebrați. Și aici deja aș pune strict la celebrare, da, aș pune pe doamna Firea cu încă nu știu câte regimente sau chiar divizii de politicieni. Eu am fost odată în București, a fost o perioadă în care făceam naveta cu avionul. Plecam dimineața cu avionul de la de șapte jumate, ajungeam cu la de șapte jumate seara de la Cluj și de la 10 intram în emisiune în direct la Transilvania Live. Într-o vineri, nu aveam emisiuni decât de luni până joi, ca acum, am stat un pic mai mult, am, se muncea cam 12 ore pe zi, o multinațională foarte mare, etc. etc. Bun. Ei plăteau biletele astea de, de navetă cu avion. Și, păi, da, bai, am terminat, de-abia am terminat la 11 noapte, am lucrat 14 ore, băi, mergem undeva să, să mâncăm. Mergem undeva să mâncăm. Și o linie de foame. Ok? Și acolo uh, niște oameni din politică și la un moment dat, băi, să mergem că o adus asiaticii. Eu m-am uitat ca la felul șef. Uh, vreau să merg la un bordel. Evident, neautorizat. În România nu sunt bordeluri autorizate. Zic, bă, îmi pare rău, eu m-am dus să mă cul la hotel, gata, mâine dimineață, eu avionul, vreau acasă, vreau să dorm în patru meu bine. Bă, ai bă, fraiere, bă, bă uite, uite, acum sparge cheful. Repet, polificeni și tip foarte puternici. Bun, ca să aud mai așa în 5 minute, bă, bă mi-am trimis, nu o să spun cuvântul, o să spun ceva ce rimează. Mi-am trimis prizele la Milano să-și facă cumpărăturile și, păi, acum în sfârșit pot să mă duc și eu liniștit la prospături. Ați înțeles pe ce e vorba și tu spargi cheful. Ei bine, am spart cheful. Am intrat la zilele noastre, bă, eu un vești nu mai duc la, la, masă cu ăștia, că ăștia nu sunt normali. Da? să înțelegeți că rimează cu ce nu voi spune aici la în video ăsta. Înțelegeți? Adică era totuși o, era totul o exuberanță de asta, începând de la sexualitate până la suntem stăpânii tuturor. Și am mai văzut o chestie, știi? am mers la local. Puternici zilei au intrat prin. Ospătarii înlemniți. Wow, l-am văzut pe el la televizor, l-am văzut pe ministru, l-am văzut lângă prim-ministru, l-am văzut lângă președinte, l-am văzut și ce. Uh, au făcut imediat așa o poziție de 90 de grade. În mod normal te simți jenat. Nu, nu, nu s-au simțit jenați. Uh, ce serviți? Și așa, cu o scârbă de a, -a -o, o să spun iarăși cuvântul ăla care nu place unora, într-o semantică de a, -a derizoie. Și mie o ciorbiță. Parcă îi scoteai, cum să zic, îi fă făceai euclism, îi făceai nu știu ce, îl de la hemoroiz. Așa vorbea. Da, unul dintre puternici zile: o cerbiță, cu o scârbă imensă. Și omul ăla, din fața lui, ospătarul, era încântat că poate să-l servească pe acel domn pe care îl vede aproape în fiecare seară la televizor. Asta ca să știți ce înseamnă puterea în partea aia. Este o putere la care, atenție, nu aparține bucureșteanului neapărat. Nu, nu, să nu înțelegeți că acolo erau numai bucureșteni și ardelenii noștri erau uh, 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 sfinții zilei. Nu, nu. Am fost și cu ardelenii când se făceau grupurile de rugăciune. Era PNCCD-ul în Parlament, 97-98. Și primim o invitație, era la TVR atunci. Um, să veniți doi, trei gazetari că facem grupul de rugăciune cu Statele Unite. Păi, tocmai pe mine m-ați ales eu, la cu chiar n-am treabă nici cu Dumnezeu, nici cu Sfinții. Nu, 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 să vii tu ai talk show. Aveam talk show la TV. Bun. S-a făcut grupul de rugăciune, o chestie în care, Doamne, miluiește, Doamne, vine popa pil de pește, etc., etc. n avea ce filma acolo decât niște oameni care așteptau să le interviu. De ce să le interviu? Bă, dacă îmi spuneai, bă, m-am întâlnit cu Dumnezeu sau cu Sfântul Petru, ziceam și eu, ok, ești bun pentru interviu, dar în fel nu. Da? Și pe la 12 noaptea, după tot felul de chestii, bă, unde să să noi gazetari dăm provincie, da? Și atenție, un clujan făcuse chestia asta, nu un bucureștean, nu un moldovean, nu, 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 un clujan. Bun? Mergem să mâncăm, stai că îl sun eu pe patron. Bă, și la ora 1, noaptea, l-a sunat pe tovarășul patron. Tovarășul patru a fost încântat că e trezit din somn de lângă nevastă. Vai, repede, sun eu ospătarii să vină, bucătarul să vină. Și până la 3 dimineața au făcut supă de faza. Nu dai că n-ai putut mânca. Pentru că la 3 dimineața nu îți vine să mănânci. vine să dormi. Dar erau încântați cu toții că, băi, câtă putere am. Îți m- seama, sunat pe ăla, nici nu a comentat. Da? Cum adică? Cum să comentez? De ce mă sun la unul noapte? Cine ești tu să mă sun la unul noapte? Dacă nu s-a întâmplat ceva. Da? Mă sună nevasta, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva. Mă sună fiul meu, mama, tata, atât. Nu mă sun tu. Avea numărul un telefon frumos, l-a sunat, așa, într-o chestie de asta, așa de. Atunci a apărut să telefoanele alea mobile, era perioada aia în care aveau numai directorul de bănci și mai aveau câțiva ăștia din politică. Costa foarte mult un telefon mobil. Nu știu când, în, ce, în ce zone era zona de-asta, 98-99, pe acolo, în orice caz, era pnţ la guvernare. Okay. de-al nostru, încântați, de ce și unde vreau să ajung? La București, în partea asta politică a țării, da, puterea are o aromă orientală. Da, da, orientală, prin care tu ești stăpânul tuturor. Doamna Firea a intrat exact în parabola asta, în care, dacă zece te admiră și te admiră aproape cu sinceritate, slugărnicia în politica dâmbovițeană este o slugărnicie sinceră. Nu e o chestie de aia pe care o citeam noi în, în, în romane de secol XIX, pe novele, pe Pupăl în și Papei Pape tot. Nu, nu. Era o chestie de aia în care tu deja erai acolo pe Soclu îți să răscoți și făceai fața de statuie. Bun, a intrat în această paradigmă, în care complicitățile devin deja naturale. Știi că până prin secolul 19, 1848, 1862, hai să zicem, pe România, în literatura vestică, da, literatura istorică vestică, atunci când vorbeai de orientul apropiat. Orientul apropiat nu e ce știm noi astăzi. Orientul apropiat însemna Balcaniul Însemna Imperiul Otoman și însemna Grecia. Adică, pentru ei, ăla era Orientul apropiat. Noi, sigur că am zbugit-o din geografie și din politică și din civilizație, hai să-i zicem, către Occident sau cel puțin către Europa Centrală, dar a rămas în, în, în ADN-ul cultural al politicianului român acel, acel Orient apropiat. Orientul ăsta despre care știm noi acum se occidentalizează, dacă vă uitați la tot ce înseamnă Orientul apropiat astăzi. Noi, în schimb, am păstrat să vă uitați la un film pe Netflix aferin. E un film senzațional. Un film care îți arată ce înseamnă puterea de tip oriental. Ce înseamnă puterea aia prin care, până în 1840, de exemplu, sclavii romi, da, aici, în acest spațiu, se vindeau la kilogram. Sună urât? Da, foarte urât, dar e realitate le-a rămas același stil. Doamna Firea vine dintr-o dată să ne arate că, măi, dar cum v-ați... Cine s-a revoltat împotriva stăpânului? Da? Domnul Pandere, adică, domnule, dar am adus religia de partea noastră. Ok? S-au supărat și pe Bănescu. Bănescu care le-a zis niște chestii. Bine, Bănescu vorbește cu foarte multe neologisme. Nu sunt sigur că familia Pandele Firea are un dicționar în, în casă. Da? Dar a sărit Teodosie să-i apere modelul Putin. Domnule, au dat bani la biserici La revedere, pa. Însuși Pandele a spus Păi domnule, la Catedrala Neamului, uite că doamna fire a dat bani. Adică toate păcatele se spală cu bani. Da, Exact ca pe vremea catolicilor din secolele trecute, dacă îmi plăteai indulgențe. Domnule, am niște păcate, am fost la curve. Am niște păcate, l-am zdrobit pe unul. Cât mă costă? Zece 10, 10 galbeni zdrobitul, trei galbeni mersul la curme dau șase, că mă mai duc și în seara asta. Ceva în genul ăsta se întâmplă în politica dumneavoastră. Și știi cum se întâmplă chestia asta? În mijlocul unor oameni, da, care totuși au aspirații europene. Înțelegi? poporul ăsta, așa cum o fie el, mai zbanghiu, mai nezbanghiu, vrea totuși înspre Occident. Doar că se întâmplă întotdeauna ca politica să spună și noi vrem în Occident, dar vrem să arate Occidentul cum, cum suntem noi. Da? Uitați-vă cum arată doamna Firea. Uitați-vă cum arată casa domnului Pandele. Totul este de un chici înfiorător. Sigur, unii o să spună, domnule, arată mai bine ca la tine să trăiți. Ok? E vorba de ce pui în jurul tău. Cum arată jurul din jurul tău, ca să dau așa o. de limba română. Ok? Cum arată ăla? Ce înțelegi? Știi de ce e de vorbit despre ei? Pentru că sunt oameni de plastic. și fac lumea lor să miroase a plastic. Or, deja ar fi cazul să mai ecologizăm un pic nebunia asta numită politica dâmbovițeană. Pur și simplu nu mai merge. Și ați observat o chestie. Inclusiv liberalii au preluat un narativ, un anume narativ de la PSD-ști. Este al nostru de vină? Turma ala, sau cum îl cheamă de la Consiliul Județean Ilfov, este vicepreședintele PSD la sector 4 și ăla cu o șmecherie, cu, cu azil, între ghilimele, pentru bătrâni. Nu. Useriștii sunt de vină. I-ați văzut făcând demonstrații pe ăștia de la aur împotriva, știți, domnule, uite, ne batem joc de bătrâni și de asta. Nu, nu. Nu, nu. Useriștii. De ce? Pentru că ei au școală. Pentru că ei nu acceptă. Însă sunt foarte periculoși. Și vă spun de ce sunt periculoși. În sondaje există vreo 40-50% de oameni care spun așa, de procente, domnule, eu nu mă duc la vot, n-am cu cine vota aș vota cu un partid reformist. Pericolul este ca în România să ajungă oamenii educați, oamenii care nu au în jurul lor complicități. Pericolul, în mod evident, pentru marile partide, vorbesc de PNL și PSD. O să vedeți ce va fi în 2024. O să vedeți o, o, o rachetă sub fundul aurului, da? niște PSD și niște peneliști aprinzând fitilele alea care se dea viteza mai mare, da? Și arătând cu degetul către ăștia de la USR, care, în mod evident, nici ei nu sunt perfecți, dar, bă, între cele două doctorate, un masterat și o facultate făcută, toate făcute, repede, repede, pe repede înainte de domnul Pandele, parcă îi prefer pe ăștia care au mai stat în școală, au văzut ce înseamnă și șasele, au văzut ce înseamnă și zecele la examen, dar măcar le-au făcut pe bune. Madame Firea, Madame Firea a scris o carte Uite, cu asta termin pentru copii. Țară, țară învârtită, ceva în genul ăsta. O, scriitoare, dacă nu știați, membra unii scritorilor. Poate că ar trebui citită încheia realității pe care doamna Firea a gestionat-o în toată nebunia asta cu bătrânii. Și știi ce? Sentimentul de rușine. Ăsta e cel mai pregnant. V-am spus că mi-a fost rușine să vorbesc românești în Albania. Vin în țară și citesc știri despre bătrâni care sunt scoși pe geamul, din spatele clădirii, pe undeva prin gorj și ascunși de controle. Mai nu mai văd și pe domnul Ciolacu, care trimite exact la aia care au zis că, uite, acolo sunt nereguli, trimite corpul de control. Știi ce se întâmplă de fapt? Se pune Batista pe țambal băieți. O să mai moară încă 10 bătrâni sau 20 de bătrâni sau 50 de bătrâni, dar socialismul va, va e și miruitor. Și de ce? Eu nu sunt sigur că poporul ăsta a vrut să termine cu socialismul științific sau cu comunism. A vrut să termine doar cu Ceaușescu. Dacă Ceaușescu mai dădea o felie de parizer, în plus era beton. Acum îl sărbătoream iarăși. Nu numai la 26 ianuarie, nu era ziua lui. Îl sărbătoream și la 23 august. Mulțumiți fiecare cu feliuța lui de parizer. Da? Și doamna firea probabil ar fi fost un fel de... Este unul, unul. Roma, prin anii 50, un mare scriitor, mare, a spus în ghilime. Doamna Firea, probabil era acolo. Știi de ce? Pentru că puterea poate că n-are miros, e ca banii, dar are gust. Și gustul, credeți-mă, e amar. Învățăm sau nu învățăm, vom vedea. Sănătate! Bine că am ajuns